Aleluia! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Wie viele von euch waren heute Morgen noch nicht da? Câți dintre dumneavoastră nu ați fost aici de dimineață? Ok, ihr kommt nachher zum Bußetun nach vorne. Bine, o să veniți atunci de seară în față. Nu, glumește. Nein, schön, dass ihr da seid. Mă bucur că sunteți aici. Heißen wir Sie mal herzlich willkommen. Bine ați venit! Aleluia! Und ich freue mich auch über meine Übersetzerin. Și se bucură, are traducător. Sie hat sich heute, seit heute Morgen ist sie von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächsten Ebene der Herrlichkeit gegangen. Și spune că am trecut de la o dimensiune a slavei la alta, că am fost la coafor. Asta a fost gluma la masă. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Deci suntem transformați după chipul și asemănarea lui. Aleluia! Ihr habt es missverstanden? Nein. Ja, ja, ist gut. Gut. Wie viele von euch wollen transformiert werden in der Herrlichkeit Gottes? Câți dintre dumneavoastră ați fost transformați în timp ce ați stat în prezența lui Dumnezeu, în slava sa? Amin? Es muss nicht die Frisur sein. Nu trebuie să fie frizura, coafura. Sondern es ist von innen nach außen. Ci dinăuntru în afară. Die Transformation geschieht von innen nach außen. Transformarea se întâmplă din interior înspre exterior. Jesus hat gesagt, Christus a spus, diejenigen, die an mich glauben, cei ce cred în mine, aus ihrem Innersten, din ei, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vor curge râuri de apă vie. Amen. Amen. Zeig mal da drauf. Aus meinem Innersten, din interiorul meu, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vor curge râuri de apă vie. Christus in mir, Christos în mine, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nădejdea slavei. Amin. Amen. Amin. Halleluja. Weißt du, Herrn, jetzt wird es mir hier oben warm. Da unten war die Klimaanlage. Deswegen war es kühl. Aber hier ist warm. Weißt du, Herrn. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist im Leib Christi. Cred că este foarte important în trupul lui Hristos. Dass wir mehr Gewicht darauf legen, să așezăm mai multă atenție și greutate, dass wir den Leib Christi in seinem Bewusstsein bauen. Să avem această conștientizare a ce înseamnă trupul lui Hristos. Darüber habe ich heute Morgen schon gesprochen. Am povestit azi dimineață deja despre asta. Sehr oft ist die Lehre im Christentum oder zielt die Lehre im Christentum ab auf die Veränderung des Verhaltens in erster Linie. Tu dies so, tu dies so, mach jenes so und mach jenes so. De multe ori noi vedem învățăturile creștine din perspectiva unor reguli a transformării, poate, da, a ce avem voie să facem sau nu, fă așa, fă așa. Ok, das ist gut, das ist nicht gut. Asta e bun, asta e rău. Mach das so, mach das so. Fă așa, fă așa. Mm-hmm. Da? Ok. Da? Das ist Transformation von außen. Asta este transformarea din exterior înspre individ. Wie viele von euch wissen, dass Bewusstsein Verhalten viel effektiver verändert als Verhaltenstherapie? Nochmal. Okay. Wie viele von euch wissen, dass Bewusstsein Verhalten viel mehr verändert als Așa, die Therapie da. Des Verhaltens? Deci să fii conștient de tine, da, să conștientizezi tu lucrurile, te va transforma mult mai mult decât ce vine din exterior, dacă au decât o terapie comportamentală, da, acest set de reguli. Amen. Wenn ich heute zum Beispiel Bundeskanzler von Deutschland werde. Dacă astăzi devin cancelarul Germaniei. Ich kann mir denken, was er gesagt hat. Yeah, like God help you. Yeah, God help me, yes. Aber eine Person, die zum Beispiel gewählt wird, um Bundeskanzler zu sein, o persoană care este aleasă pentru a deține o funcție publică, președinte, cancelar și așa mai departe, in dem Moment, wo sie diese Position, in diese Position gewählt wird, în momentul în care este aleasă persoana în această funcție, automatisch, dintr-o dată, sie weiß jetzt, oder er weiß jetzt, ich bin der Bundeskanzler. El sau ea știe, eu sunt cancelarul Germaniei. Sein Verhalten wird sich ändern. Comportamentul acestei persoane se va schimba. Automatisch. Dintr-o dată, da? Davor war es
ein Abgeordneter, ein Bürger, ein Minister. Înainte era un cetățean obișnuit, un poate un ministru, un membru de parlament. Aber plötzlich ist er der Chef vom ganzen Land. Însă dintr-o dată este stăpânul țării, să spunem așa, da? Du musst dem Präsidenten von Rumänien nicht jeden Tag wieder sagen, hey, Sie sind der Präsident von Rumänien. Președintelui României probabil nu trebuie să-i amintești în fiecare zi. Sondern er weiß, dass er domnul Iohannis, sunteți președintele României. El știe că este președintele României, nu? Sondern er weiß, dass er der Präsident ist. Știe asta. Und das prägt sein Verhalten. Și asta determină comportamentul acestei persoane. Komisch wird es. Ar fi foarte amuzant. Wenn jemand Präsident ist. Ca cineva să fie președinte. Und sich gar nicht bewusst macht, jetzt bin ich Präsident. Și să nu se comporte ca atare, nu? Ca și cum este, este președinte. Dann wird sein Verhalten nicht das eines Präsidenten sein. Comportamentul său nu ar fi ca aceluia. Aber selbst in der Welt ist es ganz normal. Ca unui președinte, da? Deci până și în lume este normal. Egal wer jemand vorher war. Indiferent cine a fost persoana înainte. In dem Moment, wo er in eine bestimmte Position kommt. În momentul în care ajunge într-o funcție. Ändert sich sein Bewusstsein. Își schimbă comportamentul, conștientizarea de sine, da? Und mit dem Bewusstsein ändert sich das Verhalten. Și cu această conștientizare se schimbă și comportamentul. In dem Moment, wo du zu Jesus gekommen bist. În momentul în care ai venit la Hristos. Bist du in eine neue Position gekommen. Ai intrat într-o nouă funcție. Du bist vielleicht nicht der Bundeskanzler oder der Präsident. Nu ești președintele României sau cancelarul Germaniei. Aber du bist ein Sohn des Allerhöchsten. Dar ești fiul celui preaînalt. Du bist ein Sohn des Vaters im Himmel. Ești fiul Tatălui din ceruri. Du bist sogar sein Lieblingssohn. Ești fiul său sau fiica sa favorită. So wie der Vater zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen gefunden. Da, așa cum a spus Tatălui Hristos în momentul botezului, tu ești fiul meu prea iubit. So sagt er zu dir in dem Moment, wo du Jesus Christus annimmst. Atunci când vii la mântuire și l-accepți pe Hristos ca Domn și Mântuitor, du bist mein geliebter Sohn. Tu ești fiul meu prea iubit. An dir habe ich gefallen gefunden. În tine îmi găsesc plăcerea. Das Problem, das viele Christen haben, ist. Problema pe care noi o avem ca și credincioși. Dass ihnen nicht bewusst ist, wer sie sind. Este că noi nu conștientizăm cine suntem. Sie werden gelehrt, wie sie sich verhalten müssen. Credincioșii învață cum să se comporte ca și creștini. Aber es wird ihnen wenig gelehrt, wer sie sind. Dar mai puțin sunt învățați cine sunt ei ca și credincioși. Wenn wir mehr das Schwergewicht darauf legen, die Menschen zu lernen und ihnen ein Bewusstsein zu bauen, wer sie sind. Dacă noi am investit mai mult efort în a învăța pe oameni să conștientizeze cine sunt ei în Hristos, werden wir automatisch das Verhalten ändern. Vom schimba și comportamentul ca efect al acestei conștientizări. Weil ein Sohn des himmlischen Vaters. Pentru că un fiu al Tatălui Ceresc macht automatisch bestimmte Dinge nicht. Automat face sau nu face anumite lucruri. Und andere Dinge macht er. Und andere Dinge macht er. Exact. Ah, ist schon gesagt, okay. Weil er weiß, wer er ist. Pentru că el știe cine este. Ich bin ein Sohn des himmlischen Vaters. Sunt un fiu al Tatălui Ceresc. Also gibt es bestimmte Dinge zum Beispiel. Sunt anumite lucruri. Die sind eines Sohnes nicht würdig. Care nu sunt demne de un fiu de Dumnezeu. Zum Beispiel, de exemplu, Unzucht. Unzucht ist illegitime Sexualität. O viață sexuală promiscuă. Außerhalb der Ehe. Ja. Das ist eines Sohnes nicht würdig. Promiscuitatea aceasta nu este demnă de un fiu. Wenn mir bewusst wird, wer ich bin. Dacă eu știu cine sunt. Sag, hey, das ist nicht für mich. Știu, asta nu e pentru mine, da? Schau heute in dem Zentrum, wo wir unterwegs waren. Ne-am plimbat pe centru, ne-am uitat în jur. Wir haben super gegessen, war ein tolles Restaurant. Vielen Dank. Am mâncat o supă bună într-un restaurant foarte fain. Aber beim Rückzug sind wir ein bisschen durch dieses Zentrum gelaufen. Și la întoarcere ne-am plimbat puțin în zona centrală. Und das ist ein modernes Einkaufszentrum. Și un centru de cumpărături foarte modern. Oder siehst du an vielen Stellen siehst du Verführung. Și în multe locuri se poate vedea tentație, ispită. Geist der Welt. Spiritul lumii acesteia. Unreine Geister. Da, necurăție. Also es gibt einen Unterschied im Bewusstsein. Există o diferență aici. Manche Christen, wenn sie damit konfrontiert werden,
Unii credincioși când sunt confruntați cu asta, oh no, in name of Jesus, up from here. Nu, nu, ispită, în numele lui Isus despărtează-te de mine. Nu mă uit. Weil sie wissen, dass es nicht gut für sie ist. Ei știu că nu este bun pentru ei. Also bekämpfen sie es. Și se luptă cu asta, da? Aber jemand, der sich wirklich bewusst ist, dass er ein Sohn Gottes ist, dass Christus in ihm lebt. Dar un fiu care conștientizează cine este și că Hristos trăiește, hat ein tiefes Bewusstsein. Da? Hat ein tiefes Bewusstsein. Das ist die Welt. Are o conștientizare, realizează în mod profund das că, ist nicht für mich. Că aceasta este spiritul lumii. Das interessiert mich gar nicht. Nu este pentru mine, nu mă interesează. Es interessiert mich gar nicht. Nu mă interesează. Wie viele von euch wollen wirklich im Sieg über die Sünde leben? Câți dintre dumneavoastră doresc să trăiască în biruință deasupra sau asupra păcatului? Ridicați o mână. Amen. Amin. Ich habe festgestellt. Eu am constatat pentru mine. Sünde wird weniger dadurch besiegt, dass wir sie bekämpfen. Că păcatul este mai puțin biruit prin faptul că ne împotrivim lui și ne proclamăm împotriva lui. Aber vielmehr dadurch, dass wir uns bewusst machen, was Jesus aus uns gemacht hat. Și mult mai mult ne putem păzi dacă conștientizăm ce a făcut Hristos pentru noi și în noi. Ich bin mir so sehr dessen bewusst, dass ich ein Sohn meines Vaters bin. Sunt așa de conștient de identitatea mea ca fiu al tatălui. Und dass er einen gewaltigen Plan für mein Leben hat. Și că are un plan minunat pentru viața mea. Dass ich überhaupt kein Interesse habe, că nu mai am interes, mir diesen Plan durch irgendein minderwertiges Ding kaputt machen zu lassen. Să distrug acest plan prin cine știe ce lucru fără valoare. Also als Söhne sind wir hochversetzt. Ca fii suntem așezați cu Hristos în locurile cerești, da? Wir sind nicht mehr in dieser Kampfzone. Nu mai suntem în zona asta de luptă. Viele Christen kämpfen noch viel, 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 viel. Mulți credincioși se luptă. Ich muss das unter die Füße kriegen. Ich muss das unter die Füße kriegen. Sub picioarele mele, sub picioarele. Da? Aber es gibt eine höhere Dimension. Există o dimensiune deasupra acesteia. Und die ist wissen, wer du bist. Și asta este să știi cine ești. Wenn du weißt, wer du bist. Dacă știi cine ești. Dann weißt du auch, was für dich ist. Știi și ce este pentru tine și ce nu este pentru tine. Was interessant für dich ist? Ce este interesant pentru tine? Und was einfach uninteressant für dich ist? Și ce nu ar trebui să fie interesant pentru tine? Amen. Amen. Seine Sache des Bewusstseins. Este un aspect al conștientizării. Es gibt eine interessante Bibelstelle in Apostelgeschichte 5:20. Apostelgeschichte 5:20. Fapte 5 cu 20. Apostelgeschichte 5:20. Als ein Engel die Apostel aus dem Gefängnis herausholt, befreit, ein Engel după ce befreit. Îngerul, die Apostel aus dem Gefängnis. I-a scos pe apostol din temniță. Und er sagt Folgendes zu den Aposteln. Așa. Er sagt: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Hmm? Ist es nicht interessant, dass der Engel nicht zu den Aposteln gesagt hat? E foarte interesant că îngerul nu le-a spus apostolilor. Geht und stellt euch in den Tempel und redet alle Worte dieser neuen Lehre. Nu s-a dus și le-a spus: mergeți acolo la templu și spuneți-le tot ce știți voi despre această învățătură nouă. Redet alle, erzählt ihnen all die Regeln, die jetzt für sie gelten. Sau, spuneți-le toate regulile noi. Erzählt ihnen all die Gebote. Acum valabile, toate poruncile. Nu a spus asta. Sondern er sagte, erzählt ihnen oder redet zu ihnen alle Worte dieses Lebens. Ce a spus? Să vestiți toate cuvintele vieții acesteia. Das griechische Wort für Leben. Cuvântul grecesc pentru viață. Das hier steht. Care este folosit aici. Heißt Zoe. Este Zoe. Es gibt verschiedene griechische Worte für Leben. Sunt folosite diferite cuvinte în scriptură pentru viață. Bios ist zum Beispiel ein Bios ist Bios ein, este Bios, das ist der das einfach das biologische Leben, das Bios körperliche Leben. Bios se referă la viața trupească, fizică. Genau. Dann gibt es das Wort Psyche. Apoi Psyche. Das ist das Wort für seelisches Leben, das Leben viața der Seele. Emoțională, sufletească. Und dann gibt es das Wort Zoe.
Și apoi este Zoe. Und das ist das Wort für geistliches Leben. Și asta este un cuvânt folosit pentru viața spirituală, viața duhovnicească, dumnezeiască. Gottes Art von Leben. Un mod de a trăi după voia lui Dumnezeu. Ja, es heißt von Jesus in Johannes 1 Vers 4. Ioan 1 cu 4 spune: In ihm war das Leben. În el era viața. Und das Leben war das Licht der Menschen. Și viața era lumina oamenilor. Das heißt, Jesus trug dieses Zoe-Leben in sich. Înseamnă că Iisus Hristos a purtat această viață Zoe în sine, cu sine. Und als er auf diese Erde kam, și atunci când a venit pe pământ, sagte er in Johannes 10 Vers 10, a spus în Ioan 10 cu 10, Ich bin gekommen, eu am venit, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ca ei să aibă viață și să aibă viață din belșug. Zoe Leben. Zoe, viața das göttliche Zoe. Leben. Viața Jesus ist gekommen, um dieses göttliche Zoe Leben in die Menschheit hinein zu investieren. Hristos a venit ca să investească în noi această dimensiune Zoe a vieții. Er hat sein Leben aufgegeben. A renunțat la viața sa. Damit wir dieses göttliche Zoe-Leben empfangen können. Ca noi să putem primi această dimensiune Zoe a vieții. Das heißt, sag mal, das Zoe-Leben Gottes lebt in mir. Haideți să spunem fiecare. Viața Zoe a lui Dumnezeu locuiește în mine. Amin. Dieses Leben, von dem es heißt, dass es das Licht der Menschen ist. Această Zoe, se spune că este lumina oamenilor. Lebt in dir und in mir. Și locuiește în tine și în mine. Und deswegen hat Jesus gesagt. De aceea a spus Iisus. Wieder zum Anfang zurück. Înapoi la început. Johannes 7:38. Ioan 7:38. Diejenigen, die an mich glauben. Cei care cred în mine. Aus ihrem Innersten. Din inima lor. Werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Vor curge râuri de apă vie. Was fließt aus dir hervor? Ce curge din tine? Zoe Leben. Viața Zoe a lui Dumnezeu. Was ist das Wesen dieses Zoe-Lebens? Ce este was ist das Wesen dieses Zoe-Lebens? Aceste vieți Zoe. Dass es stärker ist als jede andere Art von Leben. Este mai puternică decât orice altă formă de viață. Amen. Amin. Denn Johannes 1 Vers 5 heißt es. Ioan 1 cu 5 spune. In ihm, in Jesus war das Leben. În Hristos este viața. Und das Leben war das Licht der Menschen. Și viața sa este lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric. Und das Licht scheint in der Finsternis. Lumina luminează în întuneric. Und die Finsternis hat es nicht überwunden. Și întunericul n-a biruit-o. Dieses Leben in dir. Această viață din tine. Ist viel, 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 viel stärker. Este cu mult, 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 mult mai puternică. Als alle Finsternis in dieser Welt. Decât orice întuneric din lumea Amen. Aceasta. Amin. Gloria lui Dumnezeu. Gloria lui. Amen. Aleluia. 1. Johannes 4 Vers 4. 1 Ioan 4 cu 4. Kinder, ihr seid aus Gott. Copii, voi sunteți din Dumnezeu. Und ihr habt sie überwunden. Și voi ați biruit. Wen habt ihr überwunden? Pe cine? Die Dämonen. Pe demoni? Die falschen Lehren. Învățătorii falși. Die Versuchungen. Ispitele. Ihr habt sie überwunden. Tot ați biruit. Weil der, der in euch ist. Pentru că cel ce este în voi. Ist größer als der, der in der Welt ist. Este mai mare decât cel ce este în lume. Welches Bewusstsein hast du? Deci, ce fel de conștientizare ai Manche tu? Haben ein Bewusstsein in Bezug auf den Teufel. Unii au o percepție cu privire la cel rău. Und sie sehen sich immer so im Tauziehen mit dem Teufel. Și se văd so, tot timpul like, într-o tensiune. Yeah, genau, so Tauziehen. Teufel ist da und am Morgen ziehe ich ein bisschen da. E ca și cum ar fi o sfoară. Okay. Cel rău trage dintr-o parte. Oh, der Teufel zieht wieder zurück. Oh, iară mă. Oh, muss ich wieder ziehen. Iară trebuie să trag înapoi. Es ist ein ständiger Kampf, hin und her. E o luptă continuă, un efort. Sie haben dieses Bewusstsein, ich muss mit dem Teufel kämpfen. Trebuie într-una să mă lupt. Aber das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Da, cuvântul lui Dumnezeu nu spune asta. Das Wort Gottes sagt. Cuvântul lui Dumnezeu spune. Dass der, der in mir lebt, că cel ce este în mine, den Teufel bereits überwunden hat. A biruit deja pe cel rău. Das heißt, ich bin nicht mehr im Kampf über den Teufel. Înseamnă că nu mai sunt în luptă. Sondern ich bin rău, in Herrschaft über den Teufel. Ci eu sunt într-o poziție de stăpânire Amen. Asupra răului. Ich bin nicht dazu bestimmt, die von der Luft
Luft oder von der Atmosphäre um mich herum verändert zu werden. Nu înseamnă că eu trebuie să fiu determinat de atmosfera din jurul meu. Sondern ich bin dazu bestimmt, die Atmosphäre um mich herum zu verändern. Eu am fost menit ca eu să schimb atmosfera din jurul meu. Ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit. E foarte important în aceste vremuri. Und ich spüre das auch gerade jetzt wirklich auch für Rumänien. Și simt asta și pentru România. Weil es gibt verschiedene Geister, die im Luftraum aktiv sind. Pentru că sunt tot felul de ființe active, dar nu spirituale. Ich spreche auf einer nationalen Ebene. Pe la nivel național. Und da gibt es Einflüsse, die wir als Christen nicht für gut befinden können. Și sunt tot felul de influențe pe care noi le vedem. Und da gibt es Geister, von denen wir wissen, es sind dämonische Geister. Și sunt duhuri care noi știm că sunt demonice, nu sunt de la Dumnezeu. Aber es ist sehr sehr wichtig, dass wir als Leib Christi uns richtig positionieren. Dar ce trebuie noi să facem este să știm să ne poziționăm ca și credincioși. Nämlich positionieren als diejenigen, să ne poziționăm ca și aceia die bereits im Sieg über diese Geister stehen. Care stau într-o poziție de victorie deasupra Amen. Acestor lucruri. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben vor diesen Geistern. Nu trebuie să ne temem. Sondern wir nehmen einfach unseren Stand ein. Ci pur și simplu să ne luăm poziția. Und wir sagen, egal was die Welt sagt. Și noi spunem, indiferent ce are lumea de zis. Wir sind aus einer anderen Welt. Noi suntem dintr-o altă lume. Wir werden nicht beeinflusst von den Geistern der Welt. Noi nu vom fi influențați de spiritul lumii acesteia. Die Gemeinde Jesu hat die Autorität. Biserica Domnului are această autoritate. Welche Geister lassen wir in unserer Mitte zu? Ce fel de Duh lăsăm în mijlocul nostru? Und welche Geister lassen wir nicht zu? Și ce nu lăsăm în mijlocul nostru? Es vollkommen egal, was der Zeitgeist sagt. Nu este important ce spune ziarul sau spiritul lumii acesteia. Amen. Wir stehen fest in dem Geist, der in uns wohnt. Noi stăm statornici pe Duhul care locuiește în noi. Und das ist der Geist der Herrschaft. Și asta este un Duh al stăpânirii. Und das ist der Geist des Sieges. A biruinței. Weil die geistlichen Mächte dieser Welt kommen und gehen. Pentru că spiritele lumii acesteia vin și pleacă. Die Ideologien in dieser Welt kommen und gehen. Ideologiile care vin. Schau dir den Kommunismus an. Uitați-vă comunismul. Er ist gekommen. A venit. Und er ist gegangen. A plecat. Und jetzt haben wir zum Beispiel diese Ideologie, diese Gender-Ideologie. Ich weiß nicht, acum avem aceste ideologii de gen. Sie kommt. Vin. Aber ich sag dir etwas. Vă spun ceva. Sie wird auch wieder gehen. Vor și pleca. Aber ich sag dir eins. Dar vă spun un lucru. Wir bleiben. Noi rămânem aici. Wir stehen. Noi rămânem în picioare. Ganz egal, welche Ideologie kommen wird. Indiferent ce ideologie va veni, noi vom rămâne statornici. Wir stehen in der Herrschaft. Noi vom rămâne în această poziție de victorie. Wir werden weder vom einen Geist übernommen. Noi nu vom fi supuși de un spirit al lumii sau de o ideologie a lumii. Noch von einem anderen Geist. Sau de alta. Sondern wir sind die Atmosphärenbestimmer. Ci noi suntem cei care determină atmosfera din jurul nostru. Ich sage dir, wenn der Leib Christi in diesem Bewusstsein aufsteht. Dacă trupul lui Hristos ar trăi în acest fel. Ich bin mir sicher, in Rumänien gibt es genügend Christen. Sunt sigur că în România sunt destui credincioși. Und es ist egal, ob es 1% ist oder 2% oder 5% oder 10%. 2%, 5% sau 10% sau 50. Aber ich glaube, die Zahl ist ausreichend. Cred că numărul este suficient. Wenn sie in Einheit sich dessen bewusst werden, wer sie sind. Dacă vin în unitate, înțelegând cine sunt ei în Hristos. Und anstatt mit dem Teufel zu kämpfen. Și loc să se lupte cu cel rău. Einfach gemeinsam ihren Stand einnehmen in diesem Bewusstsein der Herrlichkeit und der Herrschaft Gottes. Și dacă și-ar lua poziția în această conștientizare a slavei lui Dumnezeu și a cine sunt în Hristos, dann werden die Mächte der Finsternis dieses Land nicht übernehmen können. Atunci puterile întunericului nu vor putea stăpâni peste țara aceasta. Amen. Schau, das Wort Gottes sagt, einer schlägt 1000. Cuvântul spune că unul pune pe fugă 1000. Zwei schlagen 10.000. Doi 10.000. Wie viel schlagen dann 3? 3, ce poate să facă oare? Matematic? Matematic. 100.000. 100.000. Wie viel schlagen 4? 4. 1 Million. 1 Million. Wie viel schlagen 5? 5. 10 Millionen. 10 Millionen. Wie viel schlagen 6? 6. 100 Millionen. 100 Millionen. Wie viel schlagen 7? 7. 1 Milliarde. 1 Milliard. Ich glaube, hier in diesem Raum sind genügend Söhne und Töchter da, um sämtliche Dämonen von Rumänien in die Flucht zu schlagen. Deja aici suntem destui în încăperea aceasta ca tot ce înseamnă apăsarea și atmosfera demonică de peste țara aceasta să nu mai aibă putere. Amin. Wenn wir eins sind. Ca noi să fim una.
Und wenn wir uns nicht ablenken lassen vom Teufel. Da, și să nu ne lăsăm distrași de cel rău. Asta e foarte important. Es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Este doar o chestiune de conștientizare. Manchmal musst du ein bisschen einen langen Atem haben. Uneori. Also den langen Atem haben. Manchmal muss man so ein bisschen langen Atem. Trebuie să avem răbdare. Genau. Aber du musst stehen bleiben. Dar trebuie să rămâi statornic. In diesem Bewusstsein. În această conștientizare. Jakobus heißt es. Iacov. Widersteht dem Teufel. Spune să te împotrivești celui rău. Und wird von euch fliehen. Da, și el va pleca de la tine. Hier steht nichts von kämpfen. Nu spune să te lupți. Sondern hier steht einfach nur widersteht. Ci stai împotrivă. Nehmt euren Stand ein. Înseamnă ia-ți poziția. Werdet euch dessen bewusst, wer ihr seid. Și fiți conștienți cine sunteți. Und der Teufel muss fliehen. Și diavolul va pleca. Wie ist es jetzt auf einem anderen Level, auf einem niedrigeren Level? Bun, acum la un nivel inferior, la nivel personal. Wenn du zum Beispiel konfrontiert bist mit Krankheit. Când ești tu confruntat cu boală, de exemplu? Jemand um dich herum ist krank. Cineva lângă tine e bolnav. Was bedeutet das, was ich gerade gesagt habe? Ce înseamnă asta ce am spus eu mai înainte? Was sagt dir dein Bewusstsein? Ce spune identitatea ta? Größer ist der, der in mir ist. Ca fiul de Dumnezeu spune, mai mare este cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Was auf der nationalen Ebene gilt, ce se întâmplă la nivel național, gilt genauso auf der persönlichen Ebene. Da, la nivel spiritual se întâmplă și la nivel micro. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Mai mare este cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Das Entscheidende, was der Teufel immer wissen möchte. Ceea ce factorul decisiv, ceea ce cel rău vrea să știe, ist, ob es dir bewusst ist. Este dacă tu realizezi asta sau nu. Also der Teufel schaut viel mehr auf unser Bewusstsein als auf unsere Worte manchmal. Cel rău se uită mult mai mult la mintea noastră și ce gândim și ce conștientizăm decât ce spunem noi. Also ich persönlich habe zum Beispiel festgestellt beim Befreiungsdienst, wenn ich Dämonen aus Menschen austreibe. Când avem slujire de eliberare și oamenii sunt eliberați de duhuri rele. Also jemand kommt zu mir zum Beispiel. Vine cineva. Und sagt, treib mir diesen Dämon aus. Und sagt, treib mir diesen Dämon aus. Și spun, te rog să te rogi pentru mine să fiu eliberat de un anumit lucru. Dann sage ich, okay, in Jesu Namen, du Geist von, was weiß ich, geh raus. Și ne rugăm și spunem, în numele lui Iisus Hristos, duh de care este problema, pleacă. Und oftmals wollen die Dämonen so ein Theater machen. Și uneori duhurile rele vor să facă un teatru. Și nu știu, se manifestă într-un anumit fel. Und sie sagen dann manchmal so Sachen wie, wir gehen nicht. Și uneori îți răspunde, nu plecăm. Sie versuchen dich selber, dich zu beleidigen. Sau să te jignească. Sagen, wer denkst du überhaupt, dass du bist? Cine crezi că ești? Oder überhaupt, die Person hat gesündigt. Sau stai că persoana asta a păcătuit. Und dann kannst du so kämpfen. Drept, și așa poți să te lupți. Und dann kannst du anfangen, mit dem Dämon zu diskutieren. Și începe, poți să începi o discuție. Was ich persönlich festgestellt habe. Ce am înțeles eu. Ich kann Befreiung sehr stark verkürzen. Că putem scurta toată treaba asta. Weißt du, wenn bei mir, wenn, was ich erlebt habe, ich erzähle einfach von mir. Eu vreau să spun despre ce am experimentat eu. Wo ich bisher erlebt habe, dass jeder Dämon sofort gegangen ist. Ce am văzut eu că orice fel de apăsare demonică pleacă. Der Dämon hat sich manifestiert. S-a manifestat. Gesagt, ich gehe nicht. Nu plec. Und dann habe ich einfach die Person so an der Schulter genommen, zum Beispiel, als Beispiel. Și am pus mâna pe persoană și am spus. Und sag, și am râs așa. Ich fange an zu lachen. Am început să râd. Und ich sag so was ähnliches wie. Și spun. Teufel, du weißt ganz genau, dass du gehen musst. Diavole, tu știi că trebuie să pleci. Nicht wegen mir. Nu datorită mie. Sondern wegen dem Blut Jesu. Și datorită sângelui lui Iisus. Und weil der, der in mir wohnt. Pentru că cel ce locuiește în mine. Stärker ist als dir. Este mai puternic decât tine. Und ich habe gelacht. Și am râs. Ich habe festgestellt. Am observat. Dämonen fliehen schnell, wenn du lachst. Că cel rău pleacă repede și urgent când tu râzi. Weil sie merken, weißt du was sie merken? Știți ce văd ei? Sie merken, wow, ich will den ärgern. Eu vreau să-l supăr, să-l mâni. Aber je mehr ich den versuch zu ärgern, oricât încerc să-l mâni, umso entspannter wird er. Tot mai relaxat e omul ăsta. Teufel. Umso entspannter wird er. Tot mai relaxat este, mai liniștit. In dem Moment wissen sie. În acel moment ei știu. Ihre Zeit ist abgelaufen. Că s-a terminat. Amen. Amin. Versteht ihr, was ich meine? Înțelegeți ce vreau să spun? Das ist Bewusstsein. Înseamnă să conștientizezi cine ești tu în Hristos. Oder in Bezug auf körperliche Heilung. Sau în ce privește vindecarea fizică. Jemand hat Schmerzen in seinem Körper. Cineva are dureri.
oder irgendein Problem in sau seinem Körper. O problemă fizică. Was glaubst du? Ce crezi? Wer du bist? Că cine ești tu? Also ich habe mal vor vielen Jahren, das ist so 16 Jahre etwa her, vor 16 Jahren. În urmă cu 16 ani. Hatte ich den Eindruck oder so habe ich diese Frage bewegt, soll ich vielleicht mit spezifischen Heilungsgottesdiensten beginnen? M-a preocupat întrebarea dacă ar trebui să încep cu ceva servicii speciale de vindecare. Weil ich immer wieder Heilungen erlebt habe. Pentru că am tot experimentat vindecări în timpul programului de biserică, multe. Und dann irgendwann dachte ich ja, vielleicht sollten wir einmal im Monat einen speziellen Heilungsgottesdienst machen. Și atunci m-am gândit, poate trebuie să facem o dată pe lună un serviciu special numai pentru asta. Aber dann gab es so hin und her Gedanken in meinem Kopf. Și atunci tot felul de gânduri au venit în mintea mea. Bin ich dafür wirklich qualifiziert? Și atunci m-am gândit, oh, da, sunt eu calificat? Bin ich wirklich ein richtiger Heilungsdiener? Pentru așa ceva, sunt eu chiar am un dar așa special al vindecării? Weil das Problem ist, pentru că problema este, wenn du einen speziellen Heilungsgottesdienst machst, că atunci când faci un serviciu de vindecare, und die Leute kommen, și oamenii vin, und keiner wird geheilt, și n-o să fie nimeni vindecat, dann kommt keiner mehr. Nu mai vine nimeni. Das heißt, du machst es nicht lange. Deci atunci n-o să dureze mult toată treaba, nu? Und es ist eine andere Ebene, denn die Leute speziell einzuladen und sagen, komm zum Gottesdienst, um geheilt zu werden. Da, deci e una să le spui la oameni, vino la biserică ca să fii vindecat. Oder einfach zu sagen, komm mal zum Gottesdienst und wir schauen mal, was wir für dich tun können. Sau să le spui, vino la biserică și o să vedem ce putem să facem pentru tine. Also hatte ich diese Frage in meinem Kopf. Bin ich wirklich qualifiziert? Tot aveam întrebarea asta. Sunt eu calificat? Sunt für eu diesen apt? Heilungsdienst? Sunt eu apt pentru asta? Und dann bin ich zu anderen Heilungsdienern gegangen. Și m-am dus să discut cu alți slujitori care la conferințe, care am văzut că au cumva chemarea asta. Da, și au slujit în vindecare. Da, și au eliberat această ungere de vindecare. Și uneori se rugau, i-am văzut că și spuneau, se rugau cu cuvintele astea și spuneau, Doamne, eliberez această ungere de vindecare peste toată lumea care este prezentă. Wenn du irgendetwas in deinen Händen spürst. Și le spuneau oamenilor, dacă simți wenn ich ceva, die Heilungskraft freisetze, dacă simți ceva când eu fac rugăciunea aceasta, dann hat Gott dich gesalbt für den Heilungsdienst. Atunci înseamnă că Dumnezeu te-a uns pentru această lucrare. Also habe ich mich reingestellt. Am stat acolo. Gebetet hat er von vorne. S-a rugat Heilungskraft față, freigesetzt. Putere de vindecare. Ich dachte, okay, jetzt werde ich wissen, ob ich qualifiziert și bin. Și mă gândeam, acum o să știu și o să simt ceva dacă sunt calificat pentru lucrarea de vindecare. Und rat mal, was ich gespürt habe. Și ghiciți ce am simțit? Nichts. Nimic. N-am simțit nimic. Also bin ich nach Hause gegangen. Deci am venit acasă. Dachte, oh, ich bin nicht qualifiziert. Și m-am gândit, gata, nu-s calificat. Ich spür pentru... kein Feuer. N-am simțit niciun kein foc. Kein Kribbeln. Niciun tremurat. Keine Kraft. Nicio putere. Gott hat keinen Heilungsdienst für mich. Gata, clar, Dumnezeu n-are pentru mine această chemare să umblu în vindecare. Aber irgendwie blieb dieser Gedanke in mir drin. Dar tot am avut gândul ăsta. Vielleicht solltest du doch mit Heilungsgottesdienst beginnen. Poate totuși ar trebui să începi cu aceste seri de vindecare. Und so habe ich über einige Wochen mit mir darum gekämpft. Și câteva săptămâni m-am tot luptat cu mine însumi. Bis ich eines Tages einfach im Auto unterwegs war, um einzukaufen. Până când eram într-o zi pe mașină spre cumpărături. Und als ich an was ganz anderes gedacht habe. Și când m-am gândit la total altceva. An meine Einkäufe. La cumpărături. Hör ich plötzlich die Stimme Gottes in meinem Inneren. Dintr-o dată am simțit vocea lui Dumnezeu. Und ich hör folgenden Satz. Și am avut impresia următoarei propoziții. Georg. Der die Kranken heilt, lebt in dir. Cel care vindecă bolnavii locuiește în tine. Halleluja. Slava Domnului. Da hatte ich meine Antwort. Și am avut răspunsul. Ich meine, ich hätte es schon vorher wissen können. Bine, asta trebuia să știu de la început. Wenn ich das Wort Gottes gut studiert hätte. Da, dacă studiez cuvântul lui Dumnezeu. Aber manchmal muss Gott uns die Bibel noch mal persönlich erklären. Da, uneori Dumnezeu trebuie să ne explice Biblia așa în mod personal. Weil Tatsache ist. Faptul este că größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Că este mai mare cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Lebt in mir. Cel care vindecă bolnavii locuiește in mine. Und er lebt auch in dir. Și în tine. Deswegen hat Jesus gesagt. De aceea Hristos a spus. Diejenigen, die an mich glauben. Cei ce cred în mine. Sie werden den Kranken die Hände auflegen. Și vor pune mâinile peste bolnavi. Und sie werden gesund werden. Și vor fi vindecați. Er hat nicht gesagt diejenigen, die Feuer in ihrer Hand spüren. Nu a spus cei care simt un foc în mâini. Er hat nicht gesagt diejenigen, die Kraft in ihrer Hand spüren. Nu cei care simt o putere specială. Sondern er hat gesagt diejenigen, die glauben.
Și spune cei ce cred. Sie werden den Kranken die Hände auflegen. Își vor pune mâna peste bolnavi. Und sie werden gesund werden. Și aceștia se vor însănătoși. Was glauben Sie denn? Deci ce putem crede acum? Damit die Kranken gesund werden. Ce trebuie să credem? Dass Jesus in ihnen lebt. Că Hristos locuiește în noi și că suntem fiii Săi. Der die Kranken heilt in ihnen wohnt. Că cel care aduce vindecare locuiește în noi. Amen. Da? Bewusstsein. Această conștientizare verändert dein Sein. Schimbă modul de a fi. Bewusstsein verändert deine Auswirkungen. A fi conștient schimbă felul în care trăim și ne comportăm, efectele. Ich glaube persönlich, glaube eu personal cred, dass wenn eine Zeit kommen im Leib Christi, că va veni o vreme în trupul lui Hristos, wo die Söhne und Töchter Gottes so stark werden in ihrem Bewusstsein, în care fiii și fiicele lui Dumnezeu vor fi atât de conștienți, dass der, der die Kranken heilt, in ihnen lebt, că în ei locuiește acela care aduce vindecare, că această ungere a vindecării va fi atât de puternică, așa cum werden citim gesund. În fapte, da? Că numai vor trece pe lângă bolnavi și aceștia se vor însănătoșa. Ich hab das erlebt. Eu am experimentat asta. Oder dass der Schatten eines Sohnes Gottes auf den Kranken fällt. Da, sau că umbra unui fiu de Dumnezeu, wie beim Apostel Petrus, ca la Petru, da? Trece pe lângă un bolnav. Glaubst du wirklich, dass der Schatten von Petrus den Kranken geheilt hat? Și vreau să vă întreb, chiar credeți că umbra a vindecat? Ich glaube nicht, dass der Schatten krank geheilt hat. Eu nu cred că umbra a vindecat nimic. Aber was den Kranken geheilt hat? Dar ce a vindecat bolnavii? Ist das Leben Gottes, das von Petrus ausging. Este viața was aceea. Was den Kranken geheilt hat, sind die Ströme lebendigen Wassers, die aus seinem Innersten hervorkamen. Da? Acest râu de apă vie. Amen. Amin. Und es ist einfach so passiert. Și așa s-a întâmplat probabil și atunci. Ich erinnere mich zum Beispiel daran vor ein paar Jahren. Acum câțiva ani. Da habe ich an einem Baum vor unserem Balkon habe ich einen Baum geschnitten vor unserem Balkon. A trebuit să tai un copac. Und ich stand auf einer hohen Leiter. Și stăteam pe o scară înaltă. Weil der Baum ziemlich hoch ist. Pentru că copacul era foarte înalt. Ungefähr 3 Meter über dem Boden. Aproximativ 3 metri. Und ich stand da und habe den Baum geschnitten. Și am tăiat niște ramuri. Und die Straße war hinter mir, in meinem Rücken. Și strada era în spatele meu. Ich hatte keine besonders heiligen Gedanken oder so. Nu aveam niciun fel de gânduri. Ich hatte auch keine unheiligen Gedanken. Dumnezeiești, nici nedumnezeiești, dar nu aveam niciun fel de gânduri, nu mă gândeam la nimic. Hauptsächlich habe ich versucht, das Gleichgewicht zu bewahren auf der Schleife. Încercam să-mi păstrez echilibru pe scară. Um nicht herunterzufallen. Să nu cad. Und trotzdem den Baum geschnitten zu bekommen. Și totuși să reușesc să... Aber plötzlich, während ich da auf der Leiter stand, höre ich hinter mir von der Straße ein Rufen. Și în timp ce stăteam pe scară, aud că mă strigă cineva de jos. Und jemand rief, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Și strigă cineva, sunt vindecat, sunt vindecat. Und ich dachte, wow, was ist da passiert? Și mă gândesc, Doamne, mă uit, mă întorc, ce s-a întâmplat? Und ich drehe mich um. Și mă întorc. Und da war eine Frau. A fost o femeie. Und die kam an der Leiter vorbei. A trecut pe lângă scară. Und sie gehört zu unserer Gemeinde. Este din biserica noastră. Sie kam da irgendwie vorbei. Und sie dachte, oh, da ist der Pastor und schneidet seinen Baum. Și s-a gândit, uite-l pe pastor, tunde copacul. Und sie hatte Schmerzen, ich glaube, es war in ihrer Hüfte und in ihrem Rücken und in ihrem Bein, glaube ich. Avea dureri de spate, de picioare. Sie hatte Schmerzen. Avea dureri. Und sie ging nur an der Leiter vorbei. A trecut pe lângă scară. Und in dem Moment. Și în acel moment. Haben alle Schmerzen sie verlassen. Au dispărut toate durerile. Was ist das? Ce e asta? Georg Karl? Georg Karl? Ma, come on. Nu prea cred. Amen. Da? Nein. Was ist das? Ce e asta? Es ist die Herrlichkeit Gottes. Este slava lui Dumnezeu. Es ist Jesus in mir. Este Isus în mine. Der genauso in dir lebt. Care locuiește și în tine. Es ist das Bewusstsein. Este această conștientizare. Wer wir sind. Cine suntem. Die Herrlichkeit Gottes. Slava lui Dumnezeu. Ist die Abstrahlung von Gott selbst. Este această iluminare din Dumnezeu însăși. Ist die Substanz, die von Gott selber ausgeht. Este strălucire, acea substanță care emana din Wie Hristos. Wie lang kann sich Krankheit in der Herrlichkeit Gottes halten? Oare cât de mult poate să reziste boala în prezența slavei lui? Wie lang können sich Schmerzen in der Herrlichkeit Gottes cât halten? Cât de mult pot fi acolo Hallo? Dureri? Wie lang? Cât? Eine Stunde? Oră. 10 Minuten? 10 minute. 5 Minuten? 5. 10 Sekunden? 10 Sekunden. Eine Sekunde? O secundă. Nein. Nu. Keine Sekunde. Nicio secundă. Amen. Amin. Diese Substanz. Această substanță. Ist in uns. Este în noi. Und geht von uns aus. Și emană din noi. Hast du dieses Bewusstsein? Ai această încredere, această conștientizare?
Weißt du, dieses Bewusstsein bekommst du nicht allein dadurch, dass du eine Predigt hörst. Deci această conștientizare nu vine din faptul că asculți o predică. Sorry, wenn du dachtest, du kannst einfach nur eine Predigt hören und dann ist alles anders. Îmi pare rău dacă ai venit aici și ai crezut că o să asculți o predică și se schimbă totul. Dann hast du dich getäuscht. Te-ai înșelat. Der Glaube, sagt Paulus. Pentru că Pavel spune că credința kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Nicht aus dem nur einmal hören. Nu că o dată ai auzit. Okay, das weiß ich. Asta știu. Also vielleicht erzähle ich dir dieses ganze Wochenende nichts, was du nicht weißt. Poate că eu tot weekendul ăsta nu s-a spus nimic din ce tu nu știi deja. Bei allem, was ich sage, kannst du vielleicht sagen, weiß ich schon. La tot ce spun eu, tu poți să spui și asta știu weiß deja. Și asta știu deja. Habe ich schon gehört. Am mai auzit asta. Aber weißt du was? Dar știi ce? Der Glaube credința kommt nicht aus habe ich gehört. Nu vine din am mai auzit-o și pe asta. Sondern der Glaube ci credința kommt aus dem Hören und dem Hören und dem Hören. Vine din auzire și auzire și auzire. Weil constant. Hören und Hören constant. Und Hören baut Bewusstsein. A auzi în mod constant aceleași lucruri zidește în noi o conștientizare, o convingere puternică. Deshalb haben wir bei uns bei Glory Life eine Schule gegründet. De aceea noi în comunitatea noastră Glory Life am construit o școală. Glory Life Schule. Glory Life Schule, așa o găsim pe net. Diese Schule baut Bewusstsein. Această școală zidește convingeri. Sie legt eine Grundlage im Wort Gottes. Pune bazele cuvântului lui Dumnezeu. Aber sie fokussiert sich darauf. Dar se focusează. Wirklich das Bewusstsein der Söhne und Töchter Gottes zu bauen. Pe a zidi această convingere și identitate ca fii și fiice und a lui damit Dumnezeu. Zu aktivieren. Pentru și pentru a activa asta în oameni. In diesem übernatürlichen Lebensstil. Da, în acest stil de viață supranatural. Wir haben inzwischen, glaube ich, 550 Schüler in dieser Schule. Am avut cam 550 de studenți până acum. Dauerhaft in dieser Schule sind. Și care sunt constant. Es ist eine Endlosschule. Este o școală fără sfârșit. Du kannst nach 2 Jahren ein Diplom bekommen. După 2 ani poți primi o diplomă. Aber die meisten machen einfach weiter. Da, marea majoritate rămân tot în școală. Weil es immer weitergeht. Doresc să rămână ca principiul de ucenicie. Weil immer weiter gebaut wird. Pentru că această convingere se zidește constant. Wenn du daran Interesse hast, es gibt sie auf Deutsch und auf Englisch. Dacă ești interesat, există și în engleză și în germană. Man kann sie per Livestream mitmachen. Se poate și prin Livestream participa. Man kann die Videos runterladen im Nachhinein. Se pot descărca videourile retroactiv. Und der Schwerpunkt liegt auf Bewusstsein. Însă accentul se pune pe a construi această convingere și pe a fi activat în identitatea. Weil das, was ich euch an diesem Wochenende predige, credinciosului, pentru că ceea ce eu predic în acest weekend, das predige ich nicht erst seit gestern, asta nu vorbesc de ieri, und das praktizieren wir auch nicht erst seit gestern, și nici nu facem asta de ieri, sondern das ist, was uns bereits vor 12 Jahren auf diese Ebene der Herrlichkeit katapultiert hat. Da, ci este ceva ce ne-a catapultat în toată această perioadă de 12 ani in când dem moment, mergem wo, în această învățătură. In dem moment, wo dieses Bewusstsein Raum bekommen hat bei uns. În momentul în care noi am făcut loc begannen die gewaltigsten Wunder ganz einfach zu passieren. Au început minuni să se întâmple într-un mod foarte ușor și simplu în mijlocul nostru. Eines der ersten Wunder, das damals passiert ist. Una dintre primele miracole în 2010. War ein Teenager-Mädchen. A fost o fată adolescentă. Sie war vollkommen ungläubig. Era total necredincioasă. Und ihre Freundin war dabei. Și prietena ei era acolo. Auch vollkommen ungläubig. Tot necredincioasă. Aber dieses Teenager-Mädchen însă fata aceasta hatte einen Finger, avea un deget, der nur zu einem Drittel ausgebildet war. Care nu crescuse decât o treime. Weil als sie ein Kind gewesen war, hatte sie eine Operation gehabt. Pentru că în copilărie a avut o intervenție. Und deswegen konnte der Finger nicht wachsen. Și nu i-a mai crescut, nu i-a mai crescut. Und somit war der eine Finger nur ein Drittel. Un deget, da, deci era mult mai mic decât toate celelalte. Und jemand von unserem Heilungsteam și cineva din hat gesagt, echipa de rugăciune care se ruga gib pentru deinen Finger her. A zis, să mă rog. Und sie hat einfach den Finger in die Hand genommen. Și a luat degetul în mână. Und er hat gesagt, in Jesu Name. Și a spus, în numele lui Iisus. Setz dich einen neuen Finger frei. Eliberez un deget nou pentru tine. Und er hat die Hand weggenommen. Și când a luat mâna. Und dieses teenager Mädchen. Și fata asta. Wow! A zbierat odată și a văzut că are deget. Und hat ihre Hand versteckt. Și a ascuns mâna. Weil sie Angst bekommen hat. Pentru că i s-a făcut teamă. Aber ihre Freundin. Dar prietena ei. Die hatte zugeschaut. Care a privit. Die hat gesagt, ich hab's genau gesehen. Și eu zic, eu am văzut asta cum a fost. Du hast einen neuen Finger. Ai un deget nou. Amen. Amen. Und es war so, sie hat einen neuen Finger bekommen. Și așa este. Halleluja. Ganz einfach. Foarte simplu. Amen. Amen. Weißt du, wir erleben ständig, wenn Menschen zum Beispiel unsere Videos schauen.
când oamenii se uită la videourile noastre. Avem einige Videos über YouTube. Avem unele videouri pe YouTube. Alleine durch die Herrlichkeit Gottes, die ausgeht. Doar prin slava lui Dumnezeu care este emanată în timp ce ei privesc. Teilweise vollkommen unabhängig davon, ob ich da jetzt gerade über Wunder predige oder über irgendwas anderes predige. Și n-are legătură despre ce predic, că este despre minuni sau despre altceva. Erleben Menschen die gewaltigsten Wunder. Oamenii experimentează minuni. Zum Beispiel eine Frau schrieb mir ihr Zeugnis. O doamnă mi-a scris mărturie. Das ist nur ein Beispiel. Este doar un exemplu. Und sie sagte, ich habe ein Video von dir geschaut. Și a spus, am privit un video. Und ich hatte starke Probleme mit meinen Zähnen. Am avut probleme foarte mari cu dinții. Der Arzt hatte mich untersucht. Doctorul m-a verificat. Und ich brauchte neue Zähne. Îmi trebuia dinți noi. Insgesamt 7 neue Zähne. 7 dinți noi de refăcut. Und der Arzt sagte, ich kann das machen. Doctorul a spus că pot să fac. Kostet 4000 euro. 4000 de euro costă. Also 20.000 lei. Okay. 20.000 lei. Genau. So etwa. Ja. Und sie hat gesagt, ich habe ein YouTube-Video von dir gesehen. Și a zis, m-am uitat la un o predică pe YouTube. Und ich habe nicht über Zahnwunder gesprochen. Și nu ai vorbit despre minuni de vindecare a dinților. Ich weiß nicht über was ich gesprochen habe. Nici nu știu despre ce a fost. Aber nachdem sie das Video geschaut hat. Însă după ce a privit la video. Hat sie, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie hat sie in den Spiegel geschaut, vielleicht musste sie Zähne putzen, ich weiß es nicht. S-a uitat femeia în oglindă, nu știu cum de. Und sie schaut in den Spiegel. S-a uitat în oglindă. Und sie sieht. Și vede. Dass Gott ihr zwei Goldzähne. Că avea doi dinți de aur. Das ist nicht diese Frau, das ist ein nu anderes asta, Wunder, asta aber ihr könnt einfach poză. Mal, das sind verschiedene Bilder. Sunt mai multe poze. Der Mund von dieser Frau ist nicht drauf. Das sind verschiedene Leute, die einfach neue Zähne bekommen haben. Aștept oameni care au fost vindecați în mod supernatural. Könnt ihr einfach durchlaufen lassen. În ce privește dantura, puteți să mergeți mai departe. Aber bei dieser Frau, la această femeie, war es so, sie hat zwei Goldzähne bekommen. Ca, nu știu cum să spun, au apărut doi dinți de aur. Zwei Platinzähne. Doi de also silberfarben. De argintii. Und zwei Keramikzähne. Și doi de ceramică. Drei Keramikzähne. Drei Keramikzähne. Das heißt, sie hat sieben komplett neue Zähne deci bekommen. Deci 7 dinți noi. Halleluja. Und 4000 Euro gespart. Și au economisit 4000 de euro. Amen. Halleluja. Einfach während sie das Video geschaut hat. Doar în timp ce a privit acest video. Einmal hatten wir einen Mann. Odată a venit un bărbat. Der hat auch sieben neue Zähne bekommen im vorderen Bereich. Care tot așa a experimentat o minune. Insgesamt verteilt. Und dann ist er zum Arzt gegangen, față, zum Zahnarzt. S-a dus la medic. Und der Zahnarzt hat ihm in den Mund geschaut. Și medicul s-a uitat în gură. Und er hat gesagt, sagen Sie mal. Și a spus, spuneți-mi. Diese Zähne da sind aber nicht von uns. Dinții ăștia nu sunt puși de noi. Die haben wir nicht gemacht, oder? Noi i-am făcut. Dann hat er ihm das erklärt. Și omul i-a explicat. Hat ihm der Zahnarzt nicht geglaubt. Oricum dentistul n-a crezut. Der war bei einem anderen Zahnarzt. S-a crezut că a fost la un alt dentist. Amen. Gott ist ein Gott der kreativen Wunder. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor creative. Ist alles möglich. În slava sa totul este cu putință. Es ist eine Substanz. Este o substanță. Ja, manche fragen jetzt, warum macht Gott Goldzähne? Și atunci poate vă întrebați de ce oamenii ăștia au dinți de aur? Warum macht er nicht einfach normale Zähne? De ce nu au dinți normali înapoi? Manchmal macht er normale Zähne. Uneori sunt și dinți normali manchmal înapoi. Manchmal macht er Goldzähne. Uneori dinți de aur. Ich habe gelernt, ihn nicht zu hinterfragen. Am învățat să nu-l chestionez pe Dumnezeu. Was er macht. Ce face? Aber ich habe noch nie von jemand gehört. Dar n-am auzit de nimeni. Der ein Zahnwunder empfangen hat. Care a primit o minune. Der sich beschwert hätte über das, was er bekommen hat. Dantura și s-a plâns ulterior de minunea primită, de darul primit. Halleluja. Amen. Diese Herrlichkeit ist in dir. Această dimensiune a slavei locuiește în tine. Und was ich jetzt heute Nachmittag tun möchte in dieser ersten Session, wir haben ja zwei Sessions. În prima sesiune ce aș dori eine Pause. Să fac. Aber ich möchte diese Herrlichkeit, die in dir ist. Această slavă a Domnului care locuiește dieses în tine. Dieses Leben, das in dir ist. Această viață care locuiește în tine. Aktivieren. Să fie activată. Weil ich glaube, es gibt zwei wesentliche Aufgaben, die Gott im fünffältigen Dienst gegeben hat. Cred că Dumnezeu ne-a dat două misiuni, două teme de casă, să spun așa. Fünffältiger Dienst kennt ihr wahrscheinlich. În ce privește cele cinci Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Ja. Slujiri, slujbe. Genau. Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Aufgaben. Sunt aici două treburi de știut. Das eine ist, una. Unsere Aufgabe ist, die Söhne Gottes, die Töchter Gottes zu lehren und ihr Bewusstsein zu bauen, wer sie sind. Treaba noastră ca lucrători este să dăm învățătură
fiilor și fiicelor lui Dumnezeu ca să înțeleagă cine sunt. Und dann ihnen Kraft zuzuteilen. Și să împărțim această putere, da, această ungere. Weil Gott hat spezielle Mäntel in seinem Leib gegeben. Da, pentru că Dumnezeu a lăsat diferite daruri și slujiri. Kraftmäntel. Da? Sau aceste mantale, hai să le numim așa, în mod Salbungsmäntel. Ungeri, da? Die dich befähigen. Care te împuternicesc, te capacitează pentru o slujire mit der anume. Kraft von oben. Da, cu putere de sus. Hm? Das ist ganz wichtig. E foarte important asta. Aber ohne Bewusstsein. Însă fără conștientizare. Kann ich dir die Hände auflegen? Poți să pun mâinile peste tine. Und du empfängst eine Kraft? Și primești ceva, o putere. Und sag, wow, super stark, halleluja. Wow, o să simți atunci ceva pe moment. Und du fühlst dich zwei Tage super. Te simți bine două zile. Aber in zwei Wochen bist du wieder da, wo du vorher warst. Și în două săptămâni ești exact acolo unde ai fost înainte. Amen. Was du brauchst ist ein Bewusstsein. Tu ce ai nevoie este damit să continuierlich bine conștientizare și convingere și in credință ca tu să umbli în mod constant în identitatea ta cea nouă. Gott will dich dauerhaft aktivieren. Da, Dumnezeu vrea ca tu să fii activat în mod constant pentru Gott El. Gott will an diesem Wochenende Wunderwirker aktivieren. Dumnezeu dorește să activeze aici în această încăpere făcător de minuni. Und ich sag dir, das sind nicht nur 2, 3, 4, 5 spezielle Leute. Și aici nu sunt între noi 2, 3 sau 5 oameni speciali. Die ich jetzt ein prophetisches Wort herausrufe. Da, pe care eu o să-i chem în față cu un cuvânt profetic. Sage, du bist ein Wunderwirker, du bist ein Wunderwirker, du bist ein Wunderwirker, du bist ein Wunderwirker. Și să spun, tu ești un făcător de minuni și rândul 3 și nu știu cine, da? Nein, der die Wunder wirkt. Cel ce face minunile. Lebt in jedem einzelnen von uns. Trăiește în fiecare dintre noi. In jedem einzelnen von uns. În fiecare dintre noi. Diejenigen, die glauben. Pentru cei care cred. Sie werden dieselben Dinge tun. Da, vor face aceleași lucruri pe care le-a făcut Hristos. Sie werden aktiviert in dieser Kraft. Și vor fi activați. Halleluja. Amin.